Bine v-am reîntâlnit la jurnalul local al știrilor, sunt Bogdan Șofend. Vești proaste pentru șoferii care circulă zilnic pe drumul Șercaia-Hoghiz. Nu mai sunt șanse ca această arteră de circulație să fie reparată în curând. Grav este că sumele rezervate începerii lucrărilor pe acest drum sunt folosite pentru plata unor lucrări de dezăpezire. Șoferi și localnici deopotrivă sunt hotărâți să blocheze din nou artera în cauză, dacă nu se iau măsuri urgente. A fost mult timp pe lista de așteptare pentru reparații și se pare că va mai sta acolo o perioadă. Vorbim de reabilitarea drumului județean 104 Șercaia-Hoghiz, care are șanse slabe de reabilitare în perioada imediat următoare. Banii alocați la începutul anului pentru reparații la această arteră, devenite aproape impracticabilă, au fost de curând folosiți pentru plata facturilor către firma de dezăpezire. Este vorba de bugetul alocat pe acest an drumurilor județene. De fapt, reparație și întreținere de drumuri județene. Ori firma care a făcut dezăpeziri ne-a acționat în instanță pentru o serie de plăți. În instanță a câștigat și avem trei hotărâri executorii în baza cărora Consiliul Județean a trebuit să facă niște plăți. Bineînțeles, în detrimentul altor lucrări. Se intenționează acum realizarea unor lucrări minimale, cel puțin de nivelarea gropilor din asfalt. O soluție vine de la fabrica de ciment din Hoghiz și înțelegerea încheiată cu Consiliul Județean Brașov. Suntem în negocieri avansate cu societatea La Farj, pentru că pe porțiunea de drum Șercaia-Hoghiz, de fapt pe nordul acestui drum, La Farj vrea să intre într-o asociere cu Consiliul Județean Brașov, în așa fel încât o porțiune de drum de 3,6 km să o betonăm pe o soluție de intervenție modernă agreată de către La Farj și La Farj va veni cu o contribuție natură substanțială. Practic, pun la dispoziție atât pietrișul necesar infrastructurii acestei căi rutiere, cât și betonul necesar acestei intervenții. Sfârșitul lunii iulie aduce o rectificare de buget din partea guvernului, iar autoritățile brașovene așteaptă o suplimentare de fonduri pentru reparația și întreținerea drumurilor județene. Până acum însă, pentru infrastructură în 2013, s-au primit însă foarte puțin bani. În paralel, am obținut de la Ministerul Dezvoltării, avem un contract semnat de 6,4 milioane de lei pentru, în general, reabilitare drumuri județene. Normal că această sumă este mult prea mică pentru rezolvarea integrală a problemei drumului dintre Șercaia și Hoghiz. Dar, în baza acestui contract, putem să facem intervenții, cel puțin în interiorul localităților traversate de acest drum județean. Normal că toată lumea speră la această rectificare de la sfârșitul lunii iulie. Dar rămâne de văzut dacă această rectificare va fi pozitivă sau nu. În aceea situație dezastruoasă este în prezent și drumul Făgăraș-Rupea, prin satul Lovnic, arteră de circulație care are aceeași soartă ca drumul Rușinii. În șoc anafilactic de la începături de albine, în comă după o agresiune și răniți în accidente rutiere. Cu asta au avut de-a face medicii de la urgențe care au preluat cazurile aduse la spital cu ambulanța. Victimele în stare gravă au fost transferate la Brașov. Seria incidentelor care s-au derulat pe bandă rulantă la Făgăraș a culminat cu un incendiu la un salon de înfrumusețare cuprins în flăcări. După toate acestea, într-un grupaj de știri pe scurt. Reacție adversă după mai multe înțepături de albine. Aflat la coasă zilele trecute, un tânăr în vârstă de 29 de ani din orașul Victoria a avut ghinionul să deranjeze un roi de albine și să fie înțepat de mai multe insecte pe față, gât, spate și pe mâini. La scurt timp, când a simțit că îi se umflă fața și gâtul din cauza veninului, bărbatul a intrat în panică și s-a dus la centrul de permanență din localitate pentru a solicita ajutor medicilor. Ulterior, cadrele medicale de acolo au solicitat o ambulanță pentru ca tânărul să fie transportat la Spitalul Municipal Făgăraș. Un bătrân a fost lăsat inconștient de pumnul unui adversar. Totul s-a întâmplat în satul Ucea de Jos, în fața unui magazin alimentar. Potrivit polițiștilor, agresiunea a avut loc pe fondul consumului de alcool. Din primele cercetări a reieșit că primul care a lovit a fost bărbatul în vârstă de 74 de ani. El i-a aplicat adversarului cu 26 de ani mai tânăr o lovitură cu cârja în zona capului, după care bărbatul de 48 de ani i-a dat un pumn ce l-a aruncat pe bătrân într-un perete al magazinului. Victima în stare de inconștient
conștiență a fost transportată cu salvarea la spitalul din Făgăraș. De acolo a fost trimisă în comă la Brașov, la secția de anestezie și terapie intensivă a spitalului județean. În funcție de numărul de zile de îngrijiri medicale de care va avea nevoie bărbatul, va fi stabilită și încadrarea juridică a faptei suspectului. Accidentat în timpul unei traversări neregulamentare. Un bărbat în vârstă de 36 de ani din localitatea Șoarș a fost lovit de o mașină în timp ce încerca să traverseze strada podului din Făgăraș prin loc nepermis. Victima a suferit doar leziuni ușoare. A fost transportată la Spitalul Municipal pentru investigații medicale. Șoferul implicat în accident, un făgărășan în vârstă de 20 de ani, este acum cercetat de polițiști. Tânărul nu se afla sub influența băuturilor alcoolice, după cum a indicat aparatul Kilotest. Un salon de înfrumusețare a fost cuprins de flăcări din cauza unui scurt circuit. Pompierii au intervenit cu auto specială, alerta fiind dată de angajații salonului, iar la fața locului s-au deplasat și polițiști. Din primele cercetări, incendiul a izbucnit de la un scurt circuit produs la tabloul electric. Focul a distrus, printre altele, un aparat de bronzat. Seria evacuărilor din locuințe a chiriașilor Rău Platnici continuă la Făgăraș. Astăzi, primăria a mutat executările silite în strada Plopului din cartierul Combinat. Cu toate că nu și-a mai achitat chiria de an bun, oamenii sunt foc și pară că vor rămâne fără un adăpost. Nu este pentru prima dată când familii întregi sunt scoase în stradă. Măsura drastică, spun oamenii legii, este cu dus întors. Mulți indivizi rămân fără un domiciliu stabil și sunt scăpați de sub control. Două locuințe din cartierul Combinat au fost sigilate astăzi de autorități. Executorul judecătoresc a pus în practică sentința de evacuare. Motivul este același ca și până acum, chiria neplătită de ani de zile. Chiar dacă se ridică la doar câteva zeci de lei pe lună, locatarii de aici spun că nu au din ce să plătească. Asta pentru că, recunosc ei, sursa lor de venit este furtul de fier vechi, de pe fosta platformă chimică. E blocul devastat, e infectat, e vai de el și vrea chirie. Dacă nu plătim, nu suntem în stare să plătim chiria, ne arunc afară. Ce să mai spun? Mai am ce să mai spun? Nu mai am ce să spun. Asta e viața noastră de țigan, amărât și dat afară. Dacă erau niște români, nu se întâmpla treaba asta. Acum urmează și la mine. N-am mai plătit-o de vreo 2 ani, recunosc. Că n-am avut din ce. Bărbat n-am, 2 copii am. Am o fată de 10 ani la școală, nu știu pe unde. Sunt amărâtă. Alocație, vai de alocația aia. Nu. Eu știu, mă dau afară și se stau în boscheți. Mă duc în fața la primărie și stau acolo. Că asta e. Că n-am ce să fac. Eu... 385. Atât o plătesc. N-am, domnule. Mai ales că s-au adunat atâta să plătesc o dată, n-am. Aoleu, cu totul ce mi-au venit și cu alea vreo 20 de milioane. De unde? Când vreodată am banii ăștia? N-am. Teama că vor fi dați afară din locuință îi cuprinde pe făgărășenii care spun că sunt proprietari ai locuințelor din bloc. Cred că ne dă afară și pe noi pe proprietari, dar cum să ne dea afară? Pentru ce să ne dea afară? Noi banii ce am băgat în camerele astea, cui rămâne? Termopane, faianță, grese, parchet, bă, ia-ți niște bani. Aveți copii? Avem, da. Avem 6 copii. 6 copii. Vreau să iau de la cămin, de la stat, până apoi și nu ni dă din cauza la infecția ce-i în blocul ăsta. Că șobolani mari, doamne. La chiriaș o minții primarul că are parchet, termopane, nu are nimic. Focar de infecție în tot blocul ăsta. N-avem servicii, n-avem absolut nimica. Trăim din... furăm și noi fiare din combinat și ne amendează cu câte 15 milioane bani vechi, cum și se bătaie. Spune, și ne și bate și ne și vai steaua noastră. Am și eu 2 copii. Trăim și noi sub cerul liber, cât se poate, când nu, Doamne ajută. Romii care locuiesc aici nu au pierdut nici de această dată ocazia de a se plânge în fața camerelor de filmat de condițiile jalnice în care își duc traiul. Mizeria de nedescris și șobolani care umblă în voie pe holuri și în locuințe, pe scurt un adevărat focar de infecție în care dorm, mănâncă și se joacă zeci de copii, cei mai mulți de vârstă preșcolară. Evacuează cei care n-au plătit, doamnă. Nu. N-au avut bani, ce știu eu. Îi dă afară, mi-e milă, dar asta e situația. Eu una nu sunt situație. Dar e foarte greu, condițiile grele, apă nu, lumină nu, doamnă. Cu noale te vedeți că ne mâncă șobolani aici. Sunt copii bolnavi, microabe. Dar ce să facem? Și ne facem mizerie, adevărat.
Nu poate să se iei primăria să ne facă. Greu. S-au mai făcut aici, nu păstrează oamenii. Nu păstrează, nu păstrează, doamnă, să aruncă pe spate gunoaiele, eu jos la partier. Nu poți să lași două minute geamul deschis. Eu sunt bolnavă, m-am nepoți aici. Să îmbolnăvesc. De microb, de aia, ce știu eu. Da, dacă lumea e ticăloasă, ce să facem? Păi cunoașteți pe cei evacuați? Nu, păi eu, doamnă, cunosc, dar nu mă interesează, nu vreau să-mi fac dușmani, eu sunt bătrână, vai de capul. Dar o duc greu, doamnă. Greu, greu, greu de tot, că n-au niciun venit de nicăierea. Alocația de sacii. Executorul judecătoresc a împărțit astăzi mai multe plicuri cu sentințe și altor chiriași. Riscă și ei să fie evacuați. Mâine sunt vizați din nou romii din cartierul Galați. Seria evacuărilor cauzate de neplata chiriilor continuă și săptămâna viitoare. Ediția de astăzi cu cele mai importante informații locale se încheie aici. Vă reamintesc faptul că ne găsiți și pe internet la adresa impactfăgăraș.ro. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu Nova TV, urmează interviul săptămânii. Toate cele bune!